Bun, am ieșit din Bălți și pornim către Orhei. Uitați-vă, am numai ce ninja afară. Ai, ai, ai. Ui, bă, dar ce viscolește, mă. Incredibil. Mă duc și încet, că mă ceasă n-am pe drumurile astea, că văd că nu-s curățate, dar am început numai să ningă de vreo oră. Când am mâncat micul dejun în Bălți, nu ninja. A început amul. De vreo oră. Era o placă la ieșirea din Bălți și că drumul ăsta a fost finanțat din fonduri europene sau a fost construit de Uniunea Europeană, ceva în genul. Dar e destul de fain drumul, nu-i? Are două benzi pe sens. Mai este când are o bandă pe sens. No. E fainuț, merg fain pe el. Aproape o oră de mers. Ui, ui, prost e drumul pe aici, pe localități, mă. Mă, parcă o mai încetat am. Viscolul ăsta, ne-i telenești. Fiți atenți, am dat în sfârșit iară de drum bun. Deja mă chineam cu drumul ăla prost. Aici ai poți da un 90-100 lejer. Nimă, pe drumul ăsta înspre Orhei, zici că e mai mult trafic, nu știu de ce. Dar mai vezi și tiruri și din astea. Ne. Mașini una după alta. Gata, am intrat în Orhei. Cred că stau aici un picuț, o noapte, două, nu știu, o să văd. Mai, până am o șoseaua e bună pe aici. Caut o pensiune, e mai încolo un picuț, să văd dacă mă pot... Hai, mi se pare destul de aranjat, uitați-vă orașul. Are locuri de parcare trasate, asfalt bun, ne, trotuar în partea aia. Și nu-i murdar, nu-i plin de praf și de tânăle. Turn left on Strada Tricolorului, then turn left on Strada Scrisului Latin. Hai, turn left atunci. Iară left. Hai left atunci. In 500 meters, turn left on Strada Cicinalui. Deci asta era Vila Rocaș. Da unde? Că se lucrează nimeni, nici nu știu ce e acolo, frate. Închisă, cred că-i. Hai că mă duc totuși. Dani, că e făinuț și trotuarul. Oi, oi, oi. Hai că mă duc totuși aici la vila asta să văd, poate, poate e deschis, poate, cine știe. Deja bai închis aici, nu? Ui, atunci nu cred că stau pe aici până Orhei, că nu prea au hoteluri, adică mai sunt două, dar la marginea orașului și nu prea am ce face, adică numai stau o zi, mâncă eventual și cam atâta.
Ba bun, hai că merem atunci spre Chișinău, încerc să-mi rezerv acolo ceva și vedem. Ba bine, am pornit către Chișinău. Uitați că aici e și un picuț de trafic. Mai în nord, pe acolo, pe la Bălți și pe la orașele alea, nu prea era trafic. Am uspân ceva sace. Mai avem încă vreo 15-20 de kilometri până în Chișinău. No, bun, hai că ne apropiem de Chișinău. Se vede acolo în depărtare. Păi și trafic pe aici, nu se vede. In 1 kilometer, use the left lane to turn left on Strada Studitor. Oh, bine. Trebuie să fac stânga. No, pe aici suntem, am în Chișinău. Merent drept. Ia, câte locuri de parcare sunt aici, pe partea asta. Adică sunt parcate și mașini, dar ai loc să parchezi. Iată, nu vine să trec. Și zona de blocuri. Turn right on Strada Constantin Tineis. Bă, așa greu vezi benzile aici, nu știi dacă ești pe banda ta, ori ești pe mijlocul drumului, ori pe ce ești. Mai ales în sensurile giratorii. Bun, am ajuns la cazare. Asta e următoarea zi cum ar veni, adică vinerea am ajuns aici în Chișinău. Astăzi e sâmbătă, n-am filmat niciun fel de mâncare, că ați văzut că am făcut live-urile astea și practic am mâncat pe live și n-am mai filmat nimica. Dar azi am mâncat niște suvlaki și o să mai încomand iară suvlaki, că am mâncat mai puțin și mai intră un picuț. No. Hai să vă arăt atunci cazarea. Cazarea... Stați așa, nu știu cum reușesc să le ridic astea. Deci un fel de wine house. Am dat 150 de lei românești pe cazarea asta. Arată bine, dar o să mă mut aici, că nu, e cam scumpă și mă mut pentru câteva zile în altă parte. Dar în rest arată făinuț. Gen, uitați-vă ce făinuț. Op. O rotin și pe aici. Noi nu știu ce stradă, sincer. E chiar în centrul orașului, sau mă rog, aproape în centru. De fapt, e centru aici. Dar... Nu. Văd că lucrează, mă vedeți? E excavator ăla. Poate amu fac strada, dar e plină de gropi și trotuarele znașpa, teche znașpa. Fiți atenți. Azi am întrebat pe live care e cel mai scump restaurant din Chișinău și majoritatea mi-au zis că e Sarkis-ul sau La Sarkis. Și am zis, hai să comand de la ei atunci. Hai să luăm ceva mai, nu știu, moldovenesc, ceva. Soleancă. Nici nu știu ce e aia soleancă, dau eu. Bag în coș. Hai să băgăm o friptură de miel cu legume. Și ceva desert. Cheesecake exotic. Nu, păi hai să plasăm comanda. Comanda totală 554 de lei de la cel mai scump restaurant. Ar veni în lei românești undeva la 130 de lei. Nu mi se pare scump 130 de lei românești, dar poate că în Chișinău nu, e destul de scump. Uitați-vă cum îți arată pe Strauss ăsta, e ca un fel de Food Panda sau Glovo de la noi. Îți arată când ai pasat comanda, când a început restaurantul să facă comanda, când a ajuns curierul în restaurant și când livrează curierul. Cred că asta înseamnă. Dar hai să vă arăt baia asta, fiindcă mi se pare destul de ciudată. Unul la mână e cel mai mic WC-ul pe care l-am prins în viața mea. Mă refer la înălțimea WC-ului de la podea. Adică e cel mai jos.
Și e foarte strâmt. Nu știu dacă îl vedeți, dar... Wow, chiar mic. Și fiți atent. Uitați-mă, deci e super mic. Și spațiul e destul de strâmt. Ne. De exemplu, dacă se întâmplă ceva și trebuie să te miști brusc, te lovești de pereche. Înțelegeți? Ne. Nu poți. Înțelegeți? Efectiv nu ai, nu știu, liberă mișcare pe WC. Pac, pac și ești blocat aici. Nu. Nu. WC-ul ăsta mi se pare destul de dubios, dar în rest apartamentul e destul de fain. Nu. Am dat cu jos. Deja s-a lăsat seara aici. Hai să desfac ecranul repede. Mamă, hai să vedem ce pica. Nu știu ce să zic. Cred că e numai de legume, dar o să vedem. Hai să începem cu un pahar de Pepsi. Uai, ce pălesc. Am să mă tem că s-a duc o dată cu mine. Și hai să vedem cu ce e supa asta. Mai cred că trebuia să-mi comand ceva ce-am mai mâncat, că nu știu dacă mi-a plăcea sau nu felurile astea. Mumia l-am mai mâncat, dar supa asta nu știu ce să zic. E cu ceva carne și ceva legume, armere cu un picuț de smântână. Cărniță, n-am mai mâncat asta niciodată, dar cred că armele cu smântână o ai, păcat că nu am. No, bun, hai să vedem. Măi, după miros n-aș fi zis că e nu știu ce, dar mai e bună. Deși după miros aș fi zis că nu. E ca un fel de ciorbă ardelenească de vită, sau ciorbă țărănească de vită. Astea bănesc că sunt crutoane, dar astea mai moldovenești. Ai impresia, dar nu cred că e cu prune, dar nu știu de ce mi se pare că e făcută cu prune. Nu pot zice că e genul pe care aș mai comanda-o, e pe la medie, pe acolo, dar am mâncat-o pentru prima oară. Adică dacă aș încerca-o cu diferite chestii, gen smântână și altele, poate mi-ar plăcea mai mult. La fel și mielul ăsta, dacă l-aș băga cu niște cartofi la cuptor, 100% mi-ar plăcea mai mult. A, și tacâmurile astea vreau să vi le arăt, sunt foarte... tare, deci nu s-a rupt sau... Hai să vedem mieluțul. E bun. E bun, e bun. Ce oare, slănina? Cred că, stai să vedem. Ceva legumă. Ah, mi-a luat țapă. Mai carnea e bună, legumele nu pot zice că mă impresionează. Am uzat astea normale. Cum am zis, cu niște cartofi, voi ce ar fi mers. Sau carnea asta ar merge gen frigărui cu... cartof cu niște sosuri, wow. Carnea poate că e păstă medie. Luntă, meniu. Undeva pe la medie, dar carnea îmi place. Și ultimul, desertul. Hai să-l vedem. Ne. Nu rupem magie. Hop, ușurel numai. Wow, câte arome are. Wow, zici că are o grămadă de fructe în el. Lămâie, nu știu, ananas. Simt o grămadă de fructe. Iar partea aia de jos, blatul, cum ar veni, zici că e ceai de mușețel. Sau ceva ceai de la verde. Termeniul ăsta, nu știu, mi se pare super diferit de ce am mâncat până am... În afară poate de mielul ăla. Prăjitura e așa ușor acrișoară. Stai să vă arăt partea aia de jos. Unei verde. Deci, pe bune că nu am mai mâncat așa ceva. Dar hai să luăm părântetul. Asta ar merge cu smântână. E un fel de ciorbă țărănească, de vită, dar puțin diferită. Are și alte arome, ia. Aici carnea mi-a plăcut, carnea de miel mere foarte fain, ar merge și cu niște cartofi sau din alea oaie. Și desertul ăsta
L-am băgat, îl bag imediat și pe ăla, dar e ceva ce n-am mai mâncat, adică e un fel de cheesecake cu dătăche. Simți o grămadă de chestii el. Deci, mâncarea e undeva pe la medie, dar ăsta e adevărul că aș vrea să încerc gen o ceafă de porc sau o ciorbă ardelenească, nu cred că o ardelenească, dar țărănească, chestii de-astea mai comune, ca să văd ce gust au. Mâine o să mă mai plimb un picuț până Chișinău, vă mai arăt orașul. Nouă zi și am us între cazări, practic. Trebuie să mă cazez aici de la ora 3, dar am 12:30 și eu nu prea am ce face și am venit aici la Chipbox, e pe un bulevard principal, cum ar veni, și mi-am luat niște sushi Black Philadelphia, le zice. E destul de bun. Și sucul și-a costat 119. Undeva la 27 de lei românești. Hai să vă arăt cum facem aici. Punem un picos de din ăsta, ni? Am unul zic că am mâncat sushi și mai bun, dar e bun și asta. Plus de asta n-am mâncat niciodată, cu negru și cu bile de-astea pe deasupra. Ei, sos. Hai să încercăm așa. Băi, fii atent, mă, deci că se expertă. Băgăm și un picuț de varză din ăsta. No, bine. No, bine, am venit aici la noua cazare, lângă circul ăsta undeva în spate. Aștept așa de mai bine de 2 ceasuri să vină să-mi deschidă tehnic. Trebuia să fac check-out-ul la ora 3 după masă, dar am 5:17. Na, m-am cazat. Ce să zic, arată fain, dar e frig. Nu știu, ori nu este căldură. Nu înțeleg, frate, ce se întâmplă cu căldura asta. Nu, nu de căldură, l-am pus pe 5, dar nu. E rece, nu știu, vine pe jos. O să trebuiască, cred că, să pun morișca mea în funcțiune și aici, ca... altfel nu mere. Na. Atunci hai că ne auzim mâine sau zilele următoare cu o excursie până oraș. Pui, no bun, e ora 12 sau 11, 12 dimineața. Acum o să mă întâlnesc cu o prietenă, Lilia o cheamă, ghid turistic, și o să-mi prezinte tot Chișinău sau, mă rog, părțile mai importante de aici din Chișinău. O să ne întâlnim aici lângă circ. Acei circul nu prea se vede de pomii ăștia. Uite, ăsta e circul. Nu știu dacă mai e circ înăuntru, dar asta e clădirea. Și nu știu unde mă așteaptă, ca... habar nu am. Cățuluș. Asta cred că a fost la circ, cățuluș ăsta. Parcă e dresat. Cățu, cățu. Învârte-te așa. Nu o să învârte. Aici, aici. Ciao, ciao. Cum ești? Da, bine, tu? Da. Ai văzut deja ce? Da, da, da. Asta e pentru tine. Pentru mine? Da. Oh, mersi, mersi. Dar nu trebuie să-mi dai. Cam de aici a început orașul. Și acolo e biserica? Da. Sau... ah, ok. Aici e ceva copac. Stai, ce... să-ți încarci prin USB sau da, da. Wi-Fi, ce are? Asta e clădire de corporatiști. Care aia? Asta sau a doua? A, nu hotelul, asta, asta. Bă, de fapt e... developer sau... ah, da, da, da. Friday, ăla e de la Friends. Scris ăla. Uitați, dacă sunteți fani Friends. E la Fridays. Da, stai să văd băncile astea când plac. Sau îți bănci sau ce? Sau poți mânca pe ele? Da. Deci asta e... asta nu e biserica. Da, e biserica? Da. Da? Crezi că e
Dacă vrei putem să intrăm. Da? Păi da, să intrăm. Da, nu, cred că... A, e închisă. Bine. Dar ce, e luni? A, poate duminică sau... În timpul slujbei poate să deschise. Poate deschise. A, aia l-altă. Și turnul ăsta. Bun, aici e Arcul de Triunf. Mai este unul în București, dar la cred că e un pic mai mare. Și cel mai în Franța. A, da, și în Franța, da. Și aici e bulevardul principal, cred că din Chișinău. Ăla e Ștefan cel Mare, nu? Cel mai des oameni îmi dau întâlnire la Ștefan cel Mare. Da? Ah, ok. Toți știu unde este. Asta cum se numește? Parcul Aleei Clasicilor. Alexandru HD-ul. Oh, m-a auzit de asta. E faină, arteziana asta. Vara. Nu. Asta e Blaga. De asta m-a auzit. Pe UNESCO, da, da. Liviu Rebreanu, da. Grigore Vieră. E, jumeche. Și acolo clădire de corporate. Și aici sunt birouri de da. IT-ști. Da, cam și strada aia deja sunt mai multe organizații mm-hmm. internaționale, ambasade. Mm. Mai aram încolo? Da. Hotel Zentrum. Ne copii. Deci aici e Maia Sandu. Da. Și ăla arată de parcă ar fi spital de față. Nu, e ceva din agricultură, ori ministerul agriculturii. Da. Uite, ăla e Parlamentul Republicii. Deci ăsta e... Aha. Stai, vezi. A, e stradă pe aici? Nu, dacă nu... Nu se vede nimic de aici. Ok, ok, să de aici. Bun. Dar nu, ok, ok. Ma, nu în toate orașele ai un turn în care să te urci să vezi tot orașul ăsta. Deci ăsta e centru de arte, da, arată așa mai interesant. Centru, nu? Da, arată așa mai futurist oleacă. Nu. No. Ah, bun, aici avem turnul de apă. Deci aici ce clădire e? Și parcă OSC. OSC. Organizație. Ah, ok, ok. Și aici e ceva deal, ca ciuperca. Ăsta e parcul Valea Morilor. Și... Să vedem ce panoramă e. No, bun, mergem înapoi. Imediat o las și pe Lili aici la autobus. Ce te-am lăsat? Mersi. Nu mai auzim. Ciao, ciao. No, bine, am lăsat-o pe Lili aici la autobus, că ea stă în altă parte a orașului și o mă duc amul spre casă. O altă chestie, când credeți că o să-și pună Poșta Română chestii de-astea ca la EMAG? Fiți atenți, Poșta Moldovei și-au cutii de-astea, cum are EMAG-ul? Îți iai coletul de aici. Aproape că am ajuns și am început să plouă afară. Hai să mergem repede.
Bună, am ajuns acasă și hai să vedem ce surpriză mi-a adus Lilia cine. Nu, ciocolată. Ciocolată cu cireșe. De ciocolată. Bomboane. Chișinău de seară. Și tă ciocolată, pasărea măiastră. Bun, atunci o să am de mâncat la ciocolată, dar nu bagam că îți la dieta. Perfect, atunci comandăm tă de la Sarkis. De data asta chestii pe care le mai cunosc. Borș, ceva antreu mini rulade din ardei cu brânză, frigărui de porc cu piure de cartofi. Desert 3 ciocolate, ok, hai că sunt curios. Mă gândesc asta. 477 total. De fapt, total cu livrarea e aproape 500 de lei. Bunei, mama mia! Cât atent să vă aici, aici. Aia, mama mia! Hai că le scoatem de atât. Oi, 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 a citat. Piureu. Porcușorul meu, a pus și un sticker cu porcușor. Hai să vă arăt și așa mai îndeaproape. Și ăștia sardei au umpluț. Așa. Așa. Porcușorul. Și supa. Hai să începem cu ardei ăștia. Mă să-i gustăm așa ușurel. Ce brânză au pe aici. Wow. Brânză mai dulce. Bă, e bun. Uitați-vă aici. Hai să vedem borșul. Hai să punem un pic o zi, da. Hai să învârtim, ia să vedem ce are. Ce e? A, e și cu cărniță un picuț. Iam și un picuț de smântână în asta. Mai bună. Amestecăm ușurel. Bă, dar roșu-i. N-am mâncat niciodată vreo supă așa de roșie. Mama mia. Hai să zici că e supă de roșii cu carne. Altă viață. Față de ce am mâncat ieri, asta e altă viață. E așa mai dulceagă. Deci nu e acră. Hai să trecem la frigăruile astea. E camusă aici, ne. Uai ce, parcă tremur că n-am mai mâncat de mult. Hai să vedem pireul. Are și un picuț de lipie, parcă. Hop. Ia vedeți ce făinuță arăta în bucățica asta. Mama mia. Mi-aduce aminte de suvlachiul ăla grecesc. Hai să trecem la desertul ăsta, dar cred că am aici ceva sos de ăsta. Hai să văd. E ceva dulce. E de căpșuni sau de cirese. Dar hai să gustăm prima oară din minunea asta. Mama mia. Să aprind becul că se cam întunecă afară, că cred că vine ploaia. Trei feluri, trei straturi are. Genul pe care l-aș mai comanda. Nu foarte des, dar l-aș mai comanda. Bun, atunci hai să dăm verdictul. Față de ce am mâncat ieri, bineînțeles, felurile astea de mâncare îmi plac mult mai mult. Tot ce îmi plac, adică nu pot zice că e unul care nu prea îmi place. Azi e un picuț cam peste medie, dar tot ce felurile pot zice că le-aș mai comanda. Nu știu, parcă m-au surprins gogoșarea ăștia. Că n-am mai încercat până am așa ceva. Sau cel puțin am încercat foarte rar. Desertul ăsta iar e bun. Carnea asta de porc n-am ce zice. Pireul e de ăsta normal, deci nu-i, nu știu cât de interesant. Iar ciorba asta, borșul ăsta, e așa mai dulce. Și atunci cam atât a fost pe ziua de astăzi. Cam atât a fost cu plimbarea asta pe Chișinău. Tot ce am băgat, pot zice comunicat.
fără probleme și ne auzim data viitoare.